Bun găsit tuturor, sunt Andreea Dumitrescu, începe Studio Politic, o zi plină de evenimente. De departe, cel mai important este avizul primit de Ucraina și de Republica Moldova din partea Comisiei Europene pentru aderarea la Uniune. Cele două state mai au însă un drum lung de parcurs până la integrarea efectivă și vom discuta în a doua parte a emisiunii despre toate acestea chiar cu Adina Vălean, comisarul european pentru transporturi. Vom vorbi cu aceasta și despre investițiile pe care România trebuie să le facă pentru a reuși să deblocheze exportul cerealelor din Ucraina și astfel să evităm o criză alimentară la nivel mondial. Până atunci însă ne uităm pe plan intern la controlele pe care le anunță șeful ANAF. Așa că atenție la ce postați pe Facebook. Inspectorii vor monitoriza tot, de la vacanțele în care mergeți, la hainele pe care le purtați, astfel încât șmecherii care nu plătesc impozite, deși se bucură de lux, să fie trași la răspundere. Chiar și așa zise comore ascunse în curte nu vor mai putea scăpa de impozitare. Nici politicienii nu vor fi feriți de verificări, iar donațiile de la mătușa Tamara nu vor mai fi acceptate ca scuză. Tot pe plan intern, astăzi șeful SRI a ieșit public să dea explicații privind legile siguranței naționale prezentate deja în spațiul public de jurnaliștii de la G4 Media. Drafturile au ridicat multe semne de întrebare și îngrijorări că SRI ar putea primi puteri sporite și chiar o formă de imunitate în fața legii. Eduard Helvig a explicat că serviciul s-a desprins de mult de vechea securitate și a condamnat practicile acesteia. Acum susține chiar limitarea mandatului directorului acestui serviciu pentru a nu risca să se ajungă la abuzuri de putere. Iată declarația. În acești ani, tot ce am inițiat a fost în sensul modernizării și creșterii eficienței, în paralel cu menținerea echilibrului între libertate și nevoia de securitate. Echilibrului ar trebui să domine și noua legislație. În 2016, la un an de la preluarea mandatului, am spus ceva ce susțin și în prezent. Cred că, dincolo de celelalte prevederi, ar trebui stipulată în lege că funcția de director a unei astfel de structuri de informații să fie limitat la maxim 2 mandate, pentru că prea multă putere poate dăuna democrației. Mi-aș dori ca o astfel de prevedere să fie introdusă în noua legislație. Voi comenta conținutul legilor abia după ce acestea vor fi asumate în cadrul procesului legislativ, care va include consultare publică și în care SRI nu are decât un rol consultativ. Aducerea la zi a acestor legi nu este un obiectiv recent, ci unul care a fost ratat în ultimii 30 de ani. Singurele legi existente sunt cele adoptate la începutul anilor 90, iar forma lor permite constant interpretări neclare. Și acum o informație de ultimă oră. Forumul economic de la Sankt Petersburg a fost atacat de hackeri și astfel discursul lui Vladimir Putin a fost amânat. Cu mai multe detalii despre acest incident vine colegul meu Alin Borcea. Alin, te rog, ce s-a întâmplat? Bun găsit! Informația vine direct de la Kremlin. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a spus că președintele rus trebuie să-și amâne cu o oră această intervenție la forumul economic de la Sankt Petersburg. Oficialul rus a și explicat motivul. Hackerii au atacat baza de date cu unde erau înregistrați participanții care trebuiau să fie în sală la discursul lui Putin. Acum este o problemă cu accesul în sală, așa că practic nu s-ar mai ști cine ar putea și cine n-ar putea să participe la acest discurs al lui Vladimir Putin. Și îl știm pe liderul rus cât de atent, dacă nu chiar paranoic este cu securitatea și cu oamenii din jurul lui, așa că până nu se va remedia această problemă, situația va rămâne în continuare blocată, așa că de aceea a întârziat și Vladimir Putin cu acest discurs. Acest forum economic la care trebuia să vorbească Vladimir Putin a fost prezentat de propaganda de la Moscova drept un fel de Davos rusesc, doar că este o absență totală a liderilor occidentali care au impus sancțiuni puternice economiei rusești după ce Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei, dar sunt prezenți alții aliați pe care îi mai are Vladimir Putin în prezent și sunt prezenți liderii autoproclamatei Republici Populare Donetsk, dar și reprezentanții ai regimului taliban de la Kabul.
Alin, dacă poți să mai rămâi o secundă alături de noi, știu că în trecut au mai fost atacuri cibernetice asupra lui Vladimir Putin, asupra Kremlinului. Multe dintre ele au fost revendicate de cei de la Anonymous. Acum a revendicat cineva acest atac? Până în prezent nu știm nimic despre o potențială revendicare. Kremlinul nu dă vina pe cineva anume, iar până acum Anonymous nu a vorbit despre faptul că ar fi atacat sau nu forumul economic de la Sankt Petersburg, dar s-ar putea să fie cumva implicat sau să fie un atac asociat sau cel puțin agreat de către Anonymous, având în vedere că această organizație de hacker a declarat război total Rusiei chiar din primele ore ale invaziei Ucrainei. Deci cumva e posibil să fie și acesta încă un răspuns, o repercursiune a celor care sunt în evident dezacord cu războiul provocat de Rusia în Ucraina, de invazia Rusiei în Ucraina. Îți mulțumesc foarte mult, Alin, și te aștept în a doua parte a emisiunii alături de mine pentru a discuta mai multe și despre acordul Comisiei Europene pentru aderarea Ucrainei la NATO. Până atunci, la Uniunea Europeană, îmi cer scuze. Până atunci însă continuăm discuția noastră cu invitații mei de la această oră. Alături de mine se află deputatul PNL, Marilen Pirtea. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Deputatul USR, Cristian Seidler, și el alături de noi. Și Călin Matieș, senator PSD. Ni se alătură toți prin Skype sau telefon. Vă mulțumesc tuturor că ați putut participa. Aș vrea să începem cu informația cea mai nouă pe plan intern însă, cea legată de legile securității. L-am văzut mai devreme pe Eduard Hellwig, directorul SRI, spunând că, în opinia sa, mandatul directorului Serviciului Român de Informații ar trebui limitat la 2 mandate, atât să nu poată fi acolo practic pe viață. O astfel de limitare nu există în prezent în lege. Știu că socialdemocrații au mai cerut o astfel de măsură în trecut. Cum rămâne până la urmă? Pentru că va ajunge acest pachet de legi pe masa Parlamentului. Aș vrea să încep cu dumneavoastră, domnule Pirtea. Ați susține o astfel de măsură de limitarea mandatului directorilor serviciilor de informații? Securității sunt, de fapt, așa, un proiect pe care nu l-a văzut încă nimeni în mod oficial. Este o dezbatere în coaliție și în momentul când aceste legi vor veni pe masa Parlamentului, vor intra în dezbateri pe comisii. Având în vedere că directorul SRI este o poziție, funcție, responsabilitate numită, categoric poate să existe categoria această variantă de limitare a mandatului, dat fiind accesul la informații și diverse alte, să spunem, contexte pe care le are la îndemână un astfel de director. De aceea am separat partea de poziții alese, elective, și cele numite. Și dacă directorul SRI are o astfel de poziție, înseamnă că știe domnia sa de ce așa este mai bine. Bun, acum întrebarea ar fi și de ce a simțit nevoia directorul SRI să iasă și să facă această separare clară între vechea securitate și activitatea actualului Serviciu Român de Informații. Domnule Matieș, v-aș întreba dacă era necesară o astfel de clarificare după drafturile apărute în presă legate de legile securității. Domnule senator? Deci, alo, mă auziți? Da, acum da. Da. Deci, orice instituție a statului trebuie să comunice și trebuie să comunice cât mai clar și cât mai des ca cetățenii să înțeleagă. Această lege a securității naționale, am citit și eu în presă. N-am văzut-o încă. Normal, coaliția trebuie să decidă dacă o adoptă sau nu. Dar dacă ne gândim bine, datele problemei de acum 2 ani, de acum un an, ca și PNRR-ul, s-au schimbat. Datele mondiale, datele europene s-au schimbat. Avem un război, avem o criză energetică, avem o criză a combustibililor. Deci am avut o criză pandemică.
datele s-au schimbat. Nu știu ce conține această lege, nu știu dacă lucrurile puse în ea sau acestui proiect de lege, pentru că până la urmă povestim de un proiect de lege, sunt bune sau sunt rele. Normal, SRI-ul nu poate să facă legi. Parlamentul Evident. Poate să facă legi și atunci dânsul poate să solicite Parlamentului sau să încerce să vină cu argumente să spună avem nevoie de unele schimbări în legislativ, da? În lege, adică. Dar nu poate să facă dânsul sau să propună legi. Ceea ce cu 2 ani, cu 2 mandate, poate fi un lucru de bun augur. Vedem că există în termeni populari sau în lume, în țară, tot timpul SRI-ul a făcut. Normal că oamenii aceștia ca președinți nu o să iasă din sistem ca director, nu o să iasă din sistem. Chiar dacă după 8 ani de zile sau după 2 mandate nu va mai fi dânsul, nu va ieși din sistem, va rămâne în sistem, pentru că oamenii ăștia știu niște, au niște date, au avut au primit niște informații, de aceea cu siguranță nu vor ieși din sistem. Doar că la conducere va veni alți profesioniști, sper profesioniști. Și care până la urmă să rolul acestor directori ai serviciilor de informații este în primul rând de a oferi un management instituției, unul civil, că până la urmă vorbim de civili în acest rol. Vreau să fac această distinție pentru că vorbeați despre sistem. Cred că avem o problemă de conexiune cu domnul deputat Cristian Seidler. Ne auzim? Perfect. Da. Aș vrea să vă întreb atunci dacă credeți că a reușit să pună cumva capăt discuțiilor, controverselor legate de acest pachet legislativ privind legile securității, această ieșire a directorului SRI, dacă cumva a reușit să liniștească opinia publică care a tot discutat de când au apărut aceste drafturi în spațiul public, dacă sunt sau nu de bun augur aceste legi, dacă nu cumva dau prea multe puteri serviciului și așa mai departe. Probabil asta și-a propus dânsul, dar cu siguranță nu a reușit, pentru că sunt o mulțime de întrebări care planează în spațiul public, la care dânsul nu a răspuns. A spus doar că se va asigura, fără să spună nimic concret, că noile legi nu vor fi unele securiste. Dar la întrebări concrete, precum cine a inițiat, de fapt, aceste texte care au apărut în spațiul public, dânsul a ocolit cu grație răspunsul. De asemenea, a vorbit despre faptul... A transmis însă că va avea un rol consultativ în Bun, procesul de unde au apărut de ideile elaborare. Agenții SRI trebuie să beneficieze de posibilitatea de a-și alege preventual procurorii care anchetează. De asemenea, dânsul a vorbit despre limitarea la 2 mandate a celui care deține rolul de director al SRI, dar nu a spus nimic despre ceea ce scrie în aceste proiecte referitor la cum ar putea fi demis acest președinte al SRI mai ușor, direct de președintele României, sau să rămână sub control parlamentar, pe model european și într-un mod cât se poate de transparent. Adică sunt atâtea întrebări pe care le-au ocolit încât a născut mai multe semne de întrebare prin această apariție în spațiul public. La toate aceste întrebări probabil că nu vom afla răspunsuri până când nu vom vedea oficial cum arată aceste proiecte, dacă drafturile apărute în spațiul public vor rămâne sau nu sub această formă, așa că așteptăm să vedem exact care ar fi forma finală propusă dezbaterilor parlamentare. Până atunci însă aș vrea să ne uităm și la declarațiile șefului ANAF de astăzi, care a anunțat că inclusiv politicienii vor intra în atenția fiscului și că nu vor mai putea să se folosească de scuze și să se ascundă în spatele unei mătușe în privința averilor dobândite. Iată ce a spus astăzi Lucian Heiuș. În general, dacă întrebăm de politicieni, de bugetari, știți că ei își depun o declarație de avere, la care anii verifică în fiecare an. Taxele și impozitele, din punctul meu de vedere și a fiscului, nu au culoare politică, trebuie să fie neutre, dar în cazul politicienilor este Agenția Națională de Integritate, care ei cumva verifică dacă există diferențe între veniturile declarate și activele plătite, să controlăm pe bunica și pe mătușa.
care a spus că a donat. Vorbim de persoane fizice. Voi deranja pe foarte multă lume. Fiți deranjați că venim după voi. Domnule Pirtea, cum e cu averile? E de bun augur anunțul șefului ANAF? Asta mai ales că cei de la ANI în ultima vreme nu i-am mai văzut foarte activi în ultimii ani. Poate recuperează așa terenul pierdut cei de la ANAF acum. Da, categoric este bun augur, pentru că în legislația română avem o mare problemă. Întotdeauna incriminează persoanele care au generat fapte de corupție și li se dau, din punct de vedere judiciar, ani de închisoare sau alte chestii coercitive, dar recuperarea, de fapt, a prejudiciilor este, de fapt, lăsată la, așa, pe slow motion, ca să spunem. Deci, până la urmă, problema este de a recupera mulțime de prejudicii, de a recupera banii, pentru că pe popor, asta este primul lucru care interesează, după care cum vor răspunde în justiție persoane respective este al doilea aspect. Această practică este și o practică europeană și de aceea cred că ceea ce spunea domnul Heiuș este un lucru de bun augur. Domnule Matieș, sunteți... Eu sunt un pic șocat de declarația domnului Heiuș. Credeți-mă, acum se schimbă, nu iertăm pe nimeni, verificăm pe bunica, dar până acum am avut legi. Avem legi, avem și instituții, vă spuneam și eu că nici ANI nu mai lucrează adică de mult. Acum, de când a venit dânsul, putem să aplicăm legile, de când a venit dânsul, nu mai iertăm pe nimeni. Dar până acum ce am făcut, indiferent cine a fost la guvernare. Deci lucrurile astea trebuie să se întâmple. Lucrurile trebuie să se întâmple, pentru că nu iertăm pe nimeni. De ce aduce în discuție dânsul politicienii și nu alte persoane? Legea este pentru toată lumea, indiferent că e politician, că e om de rând, că e... indiferent unde lucră, că lucră la Parlament, că lucră la colectarea deșeurilor menajere, legea trebuie să fie pentru toată lumea. Pe mine mă șochează cumva ceea ce spune domnul Heiuș, că acum schimbăm, vom face, vom dărâma, vom schimba. Lucrurile nu trebuie să se ia de asemenea natură. Lucrurile trebuie să fie clare, facem de acum înainte, facem și până acum, am făcut și până acum, lucrurile trebuie să fie foarte simple. Știți cum e? Mai bine mai târziu decât niciodată. Nu știu dacă... Bun, domnule Seidler, până la urmă... Aveți dreptate. Mai bine mai târziu decât niciodată, dar cât de târziu? Pentru că domnul Heiuș vorbește despre 560.000 de persoane, de CNP-uri problematice și tot dânsul spune că poate emite 1.100 de decizii de impunere pe an. Ceea ce înseamnă la un calcul matematic simplu că în 500 de ani va rezolva problemele existente cu fraudulenții persoane fizice. Niciun cuvânt despre frauda cu TVA pe persoană juridică, acolo tăcere totală și acolo sunt marile fraude fiscale de altfel. Avem, recuperăm doar 35% din TVA. 65% este fraudă. Știți foarte bine că și aici ANAF ne-a anunțat că are un plan să reducă din dezechilibrul ăsta. Cum să vedem care vor fi rezultatele la finalul anului sau la finalul anului viitor. Nici nu știu cât de repede le vom vedea. Asta aș vrea, să văd odată ANAF-ul când anunță ce au făcut, nu ce au de gând să facă, că de planuri mărețe e plină România. Bun, până la urmă, așa cum aminteați și dumneavoastră, practic și persoanele fizice sunt vizate de aceste controle ANAF. Aici, la fel, evazioniștii sunt anunțați că nu se vor mai putea feri de ANAF cu scuze de tipul blugilor vânduți în anii 90. Iată declarația. Începând cu 1 iulie, ANAF-ul va începe controle masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursă a obținerii averilor fiecărei persoane. Avem peste tot exemple de șmecheri care sfidează cu opulența și luxul pe care îl afișează, care cheltuie sume de bani exorbitante, oameni buni, 20 de miliarde de euro. În 4 ani, la 560.000 de oameni. Nu se mai poate continua în acest mod. E informații de peste tot. Inclusiv de pe Facebook am cerut colegilor să-mi spună și care sunt cele mai multe sau cele mai frecvente justificări pe care le au cei care au fost controlați. Am făcut comerț cu blugi în anii 90. Am făcut evaziune fiscală, dar în urmă cu 10 ani și nu mă mai pot controla pentru că s-a prescris. Am găsit o găleată cu aur. Nu o să acceptăm asemenea povești, pentru că e clar că sunt povești. Dar dacă în instanță vor ține, o să vedem.
Domnule Pirtea, asta o soluție? Să verificăm vacanțele pe Facebook ale oamenilor? Să vedem dacă nu cumva e mai mult lux acolo decât ar trebui? Acum, evident că domnul Heiuș e la început, are un proiect într-adevăr de a aduce într-un anumit nivel de normalitate lucrurile. Vom vedea pe viitor ce se va întâmpla. Și eu sunt de acord că gradul de încasare a TVA-ului este unul foarte mic și acolo trebuie lucrat și ANAF-ul nu trebuie să devină o poliție, să spunem, fiscală, ci să avem până la urmă și măsuri de prevenție și măsuri de stimulare a bunilor platnici, de încurajare a lor, pentru ca până la urmă educația financiară a poporului să ducă în această direcție și nu să fim doar într-o zonă de coerciție și de vânătoare. Domnule Țadler, riscăm să apară abuzuri în urma acestor verificări? Mie nu mi-e frică de abuzuri. Ăla ne va rezolva instanța. Mie mi-e frică de lipsa de inacțiune, că asta a fost problema României în ultimii 30 de ani și nici acum nu avem altceva decât declarații. Adică până să ne punem problema de abuzuri, sigur, blamabile, nu spun nu, dar mie că nu vom ajunge decât să vedem în spațiu public vreo manicuristă și vreo coafeză de cartier care va fi aspru pedepsită. Iar cei care nu-și plătesc TVA-ul și dispar din țară cu miliarde de lei, aia e, vom rămâne cu paguba. Domnule Matieș, dumneavoastră aveți încredere că o să se întâmple niște lucruri bune în colectarea acestor taxe și impozite în perioada următoare, acum, cu toate controlele astea și așa mai departe? Eu știu că la noi în Ardeal este o vorbă că orice minune ține 3 zile, dar pe lângă asta acest proiect ambițios l-aș numi PML, adică Pătrunjel Măran Leuștean. Adică vom vedea la fel pe mătușa cu 3 fire de leuștean și cu 3 fire de salată ce evaziune am găsit și ce evaziune am identificat. Eu sper ca lucrurile în port să facă acțiunile în port, unde știm că există o evaziune foarte mare, știm că există o evaziune foarte mare cu rambursările de TVA. Lucrurile acestea, nu știu dacă domnul Heiuș trebuie să se refere la cei cu blugii sau la cei cu pătrunjel. Avem de unde să începem, avem de unde să vedem. Nu știu dacă vacanțele la fel sunt cele care cea mai mare evaziune fiscală. Dânsul știe foarte bine. Deci nici nu trebuie să-i sugerez eu sau ceilalți colegi de unde să înceapă. Dar Bun. Nu cred că de la Bluș, Pătrunjel, Leuștean și Măran. Bun, practic nu știu în ce măsură vom ajunge la astfel de situații. Noul șef al ANAF ne-a anunțat că totuși vrea să îi vizeze pe cei care arată mai degrabă luxul, chiar și pe rețelele de socializare. Vom vedea ce va ieși până la capăt. Eu vă mulțumesc pentru discuție. Timpul acestei părți a emisiunii a expirat. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim, așa cum vă promiteam, cu comisarul european Adina Vălean. Rămâneți alături de noi. Veniți și cum vă promiteam, la această oră vom avea un interviu în exclusivitate cu comisarul european pentru transporturi Adina Vălean. În platou alături de mine este și colegul meu, jurnalistul Digi24, Alin Borcea. Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea. Dar înainte de toate, mergem la Bruxelles, unde avem o legătură directă cu comisarul european Adina Vălean. Bine v-am găsit! Aș vrea să vă întreb înainte de toate cum a fost discuția de astăzi din Comisia Europeană, unde s-a luat decizia privind aderarea Ucrainei la Uniune, o recomandare, un aviz dat către statele membre pentru a da curs acestei solicitări a Ucrainei de a se alătura familiei europene. Ce înseamnă decizia de astăzi a Comisiei Europene pentru Ucraina și, realist vorbind, cât de repede am putea vedea o integrare a Ucrainei și a Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Multe. Dacă este să vă dezvălui din laboratorul Comisiei Europene, trebuie să vă spun că este a doua discuție, cea pe care am avut-o astăzi, însoțită de o adoptare a poziției Comisiei. De fapt, în timpul zilei de luni am avut o discuție mult mai aprofundată pe sectoare, în ceea ce privește toate cele trei țări candidate, astfel încât astăzi, desigur, dar și luni, am putut observa că a existat un consens general între comisii
comisarii Uniunii Europene în ceea ce privește poziția comună, recomandarea Comisiei de a acorda statutul de țări candidate Ucrainei și Moldovei cu, să spunem, așteptarea de îndeplinirea anumitor reforme și perspectiva europeană, desigur, Georgiei, de îndată ce va îndeplini câteva condiții esențiale. Ce înseamnă acest lucru? Este o zi foarte importantă, cred, atât pentru aceste țări, cât și pentru Uniunea Europeană, care își definește, practic, o poziție mult mai deschisă față de ceea ce înseamnă extinderea viitoare. Trebuie spus că am discutat în detaliu care este situația actuală a acestor țări. Sunt lucruri pozitive, nu este o decizie numai politică, deși este și politică, dar este și o decizie de natură tehnică, pentru că noi am analizat care este parcursul pe criteriile de la Copenhaga și de la Madrid ale acestor țări pentru a putea lua o decizie corectă. Ucraina, pentru că m-ați întrebat în particular, Ucraina, deși se află acum într-o situație foarte dificilă, practic are un război pe teritoriul ei, neprovocat o agresiune oribilă a Rusiei. Cu toate acestea, în ultimii ani, Ucraina a făcut progrese semnificative din punct de vedere al stabilirii instituțiilor democratice. Au o administrație bine pusă la punct, de altfel vedeți că ea funcționează chiar acum în plin război. Sunt foarte avansați în materia de digitalizare. Ucraina acordă 5,8% din PIB pentru educație. Sunt criterii foarte importante pe care le-am discutat, le-am luat în calcul. Moldova, la rândul ei, pentru prima dată după independență, este pe o cale europeană foarte clară. Și asta o pot spune și la prima mână, pentru că am fost în Moldova, m-am întâlnit cu guvernul, cu președinta. Trebuie să vă spun că sunt în plină reformă, atât a instituțiilor, a administrației. Un avânt european care este recunoscut ca atare. Și din păcate pentru Georgia, pe care acum are anumite condiționalități înainte de a primi acest statut de țară candidată, deși primește perspectiva europeană, ea s-a aflat pe acest tren pozitiv foarte mulți ani. Din păcate, în ultimii ani s-a constatat un regres în ceea ce înseamnă viteza de aplicare a anumitor chestiuni de natură politică și de reformă care să îi permită să aibă aceeași, să spunem, aceeași categorie cu Ucraina și Moldova în acest moment. Vorbim însă de un parcurs care se va întinde pe câțiva ani. Așa s-a întâmplat pentru orice țară candidată pentru aderare. Însă, în tot acest interval, concret, vor exista și o serie de beneficii pentru aceste țări din această apropiere față de Uniunea Europeană, dincolo de cele simbolice, sprijin, poate, pentru investiții, pentru reformă și așa mai departe, Ucraina, în efortul în care clar va intra pentru reconstruire. Trebuie spus așa, că acesta este primul pas și, desigur, următorul, când va veni el, va fi începerea negocierilor pentru aderare. De asemenea, mai trebuie spus că acest proces nu este irreversibil, în sensul în care Comisia, de exemplu, se angajează să prezinte Consiliului European anual un raport privind stadiul reformelor și adaptării progresului pe care îl fac pe criteriile europene aceste state. Din punct de vedere financiar direct, nu există în această etapă un sprijin pentru țările în postura de candidat. În schimb, trebuie arătat că pentru orice țară, dacă primește această diplomă sau această, nu știu cum să-i spun, calificare, asta înseamnă că este stabilă din punct de vedere politic, economic, este competitivă, că este destul de avansată pe ceea
ce înseamnă adoptarea legislației europene în diversele sectoare legate de piața internă, ceea ce reprezintă pentru investitori și pentru ratingul, să spunem, de țară, un plus extraordinar de important. Deci, efecte pozitive vor fi din punctul de vedere al încrederii comunității internaționale în faptul că aceste țări sunt pe un parcurs sustenabil corect. În cazul în care s-ar face pași înapoi, spuneți că nu este însă o decizie irreversibilă, un drum irreversibil. Da. Am putea să vedem retragerea acestui statut, sigur nu, aici pur ipotetic punând problema, s-ar putea ajunge și acolo în cazul în care ar exista pași înapoi. Exact. Ipotetic este posibil, ceea ce reprezintă, cum să spun, un impuls suplimentar pentru a arăta că direcția trebuie păstrată, viteza trebuie păstrată. Pentru mine, comisar de transporturi, vreau să vă spun că toată această nouă situație deschide perspective imense de colaborare în ceea ce înseamnă dezvoltarea și interconectarea rețelei de infrastructurii de transport a acestor țări cu Uniunea Europeană. Chiar vreau să vă întreb despre asta, pentru că știu că lucrați deja la culoarele solidarității și aș vrea să știu în ce stadiu mai sunt aceste proiecte. Să încep cu sfârșitul, dar poate un lucru cel mai important este că până la sfârșitul lunii suntem pregătiți să semnăm oficial liberalizarea transportului rutier pentru Ucraina și Moldova cu Uniunea Europeană, ceea ce sperăm noi că va însemna finalul cozilor de camioane din granițe. Noi implementăm aceste culoare ale solidarității cu un rol de coordonare în interiorul Uniunii Europene. Unul din principalele blocaje pentru exporturi, importuri în raport cu Ucraina și Moldova reprezintă cele de natură birocratică. Noi am dat de la bun început o recomandare tuturor statelor membre să-și revizuiască politicile de control, de personal în vamă și așa mai departe pentru a ușura acest lucru. Asta se întâmplă pas cu pas. Știu că România adoptă astăzi sau mâine, sau astăzi, cred, o decizie a Guvernului prin care controlele fitosanitare pentru produsele agricole care sunt doar în tranzit prin România sunt anulate. Asta reprezenta un blocaj destul de important în vamă. De asemenea, de pildă, noi avem o hartă a necesarului și a proiectelor de investiții sau a necesarului de echipamente în fiecare punct fierbinte. De pildă, pentru că știu că e o discuție în România privind Sulina și Dunărea. Exact. Noi, dacă am identificat, de exemplu, nevoie suplimentară de piloți care pentru vasele pe brațul respectiv. Dacă am identificat probleme legate de numărul de barje, probleme legate de cine verifică barjele, câte barje pot fi verificate simultan, asta sunt deja cu autoritățile din România. Dar putem să accesăm, în funcție de solicitările pe care guvernul le face, piața europeană comună pentru a suplimenta numărul de barje, de piloți, de ce este nevoie. La fel pentru transportul feroviar. O chestiune foarte interesantă este că, de exemplu, astăzi Moldova experimentează un proiect pilot și anume transportul feroviar Ucraina-Moldova-Dunăre pentru produsele agroalimentare și vrem să vedem cum funcționează și cât timp ia, pentru că și în Moldova există această cale ferată cu ecartament mai larg, cum este și în Ucraina, spre deosebire de restul Uniunii Europene. În materie de investiții, mai ales în ceea ce privește Dunărea și porturile din România, am putea vedea sprijin suplimentar din partea Comisiei Europene ca aceste investiții să se realizeze în România, pentru că e clar că sunt necesare. Absolut. România are acces la toate formele de finanțare ale Uniunii Europene. În momentul de față suntem în procesul de conversație, să spunem, cu România, care trebuie să-și facă o listă de proiecte de investiții necesare, pe care, desigur, Comisia va încerca să le faciliteze din punct de vedere al finanțării. Problema este că toate investițiile în infrastructură durează și atunci este o
o abordare dublă aici. Pe de-o parte, lucruri pe care le putem face pe termen scurt ca să îmbunătățim situația și lucruri pe care le așezăm pentru termen mediu și lung, ceea ce înseamnă investițiile în infrastructură și așa mai departe. Dar ambele sunt în atenția noastră și vă imaginați că România are tot sprijinul din partea mea pentru a-i facilita tot ce are nevoie pentru toată această situație specială în care se află, de coridor devenit brusc foarte important peste noapte pentru Ucraina, pentru exporturi și importuri. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru toată această discuție și pentru toate aceste detalii. Vă așteptăm oricând din nou pentru noi informații de acolo, de la Bruxelles. Noi continuăm acum cu discuția în platou despre toate aceste detalii pe care ni le-a oferit doamna comisar, dar și despre votul de încredere primit astăzi de Ucraina de la Comisia Europeană. Ce înseamnă pentru Ucraina concret acest vot de încredere primit astăzi? I-ai spus foarte bine, vot de încredere, pentru că decizia de astăzi ne arată că instituția numită Comisia Europeană are încredere că Ucraina poate să îndeplinească toate criteriile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Practic, acum începe drumul Ucrainei către Uniunea Europeană. Începe un drum mai care, clar, iată, nu este irreversibil. Într-adevăr. Se poate reveni asupra acestei decizii, care, mă rog, oricum trebuie avizată întâi și de Consiliul Uniunii Europene. Acolo este marea problemă, marea miză, pentru că trebuie un vot din partea statelor. Iar noi în România știm foarte bine că ce recomandă Comisia, ce recomandă Parlamentul, nu se traduce neapărat cu un vot, cu același vot și în cadrul Consiliului. Mă refer aici la cazul Schengen. Mai ales că comisarii europeni iau decizii cumva dezbrăcați de haina națională. Într-adevăr, în schimb, ei nu mai reprezintă interesele naționale primează. Într-adevăr, comisarii nu mai reprezintă formal țara din care provin, ci reprezintă instituția numită Comisia Europeană. Dar să nu uităm că tot ce vedem în Ucraina acum a început tocmai că Ucraina dorea să adere la marea familie europeană, la Uniunea Europeană, pentru că în 2014, scandalul, primăvara demnității, așa cum a fost ea, revoluția demnității, așa cum a fost numite mișcările Euromaidan, au început pentru că președintele de atunci pro-rus, Victor Ianucovici, când a fost pus în fața unei alegeri, dacă să aleagă Uniunea Europeană sau Uniunea Eurasiatică a lui Putin, a spus că va merge alături de Uniunea Eurasiatică a lui Putin. Iar atunci toată țara s-a revoltat împotriva lui, l-au dat jos și a început tot ce știm. Anexarea ilegală a Crimeei, războiul din Donbas, iar toate ce vedem asta acum continuă. Asta după ce niște oameni au murit în Maidan. După ce au fost deceși, tot din cauza regimului Lukashenko. Practic, Ianucovici a fost dat jos de două ori, pentru că a fost și Revoluția Portocalie din 2004, tot care avea un caracter pro-european. Vedem câte sacrificii a făcut Ucraina pentru acest parcurs european. Acum Comisia Europeană vine oare cam recomandă. Târziu acest vot de încredere? Nu vine târziu, pentru că practic vine destul de repede, din momentul în care s-a depus cererea până când s-a dat acest vot de încredere că Ucraina merită să primească statutul de stat candidat. Vedem săptămâna viitoare la summit ce decizie va fi luată. Pentru la că trebuie să fie unanimitate. Asta știm. Sunt țări care nu privesc cu ochi buni neapărat situația din Ucraina, nu au aceeași atitudine favorabilă, prielnică față de guvernul de la Kiev. Și mă refer aici în principal la Ungaria, un aliat al Rusiei în Europa, dar Ungaria are anumite posibilități de flexibilitate, pentru că am văzut că s-au aliat la toate sancțiunile impuse până acum de Uniunea Europeană și nu trebuie să uităm, comisarul pentru extindere și vecinătate, care a fost astăzi lângă Ursula von der Leyen atunci când a anunțat decizia în cazul Ucrainei, este maghiar. Deci, deși comisarul, el reprezintă comisia, nu mai reprezintă țara, dar este ușor de intuit că a vorbit și acasă, a vorbit și la Budapest atunci când... Pentru că a ajuns acolo cu susținerea Budapestei. Într-adevăr, că este considerat
cumva apropiat de Victor Orban. Așa că ne-am aștepta să urmeze o decizie favorabilă. Sperăm că va urma o decizie favorabilă. Te întrerup numai o secundă ca să le spunem celor de acasă ce văd acum în imagini. Este discursul președintelui rus Vladimir Putin, care a rezolvat aparent problemele pe care le-a avut cu hackerii și acum vorbește la acel forum economic de la Sankt Petersburg. Under their own delusions about countries that live outside the so-called Golden Billion. They think that the rest of the world... Iată, Vladimir Putin, un gest de forță și el, la el acasă, nu, în fața atâtor sancțiuni economice cu care se confruntă, găzduiește un astfel de forum economic, aparent încercând să lase impresia că nu suferă aproape deloc de pe urma acestor sancțiuni și business as usual in Russia. O fi business as usual, but not quite. Pentru că nu sunt prezenți liderii europeni, nu sunt prezente marile economii ale lumii, mai puțin China. Să zicem, marile economii vestice și marile economii aliate cu vestul. Da. Dar sunt noi prieteni al lui Vladimir Putin, separatiștii din Donetsk. Sunt talibanii pe care Vladimir Putin încă nu-i recunoaște ca guvern legitim al Rusiei, dar aceștia sunt noi prieteni al lui Vladimir Putin. Dar asta este un semnal pe care clar îl vom analiza și în jurnalele următoare. Acum urmează știrile orei 16 cu Ana Zamfir. Eu vă mulțumesc pentru atenție.